Dar am întors în direct pe domnul Ilie, l-am învoit pentru că a trebuit să meargă la antrenament. Iată, fetele fac antrenament chiar și cu incertitudinea asta care planează asupra clubului Buzoian de Handbal. A rămas cu noi domnul Milo și vorbeam așa în pauză despre ceva costuri. Sunt niște costuri chiar foarte, foarte mari în cât se schimbă ăsta eșalonul ăsta valoric. Să citim și câteva mesaje. Ar fi mare păcat ca autoritățile să oprească ascensiunea echipei feminine de handbal, singura care ne bucura în mod constant prin evoluțiile și rezultatele sale. Cineva ne mai spune, vrem handbal în Buzău. Jos mafia din primărie, vrem handbal în Liga Națională. Nu știu dacă e mafie, dar este, până la urmă, este o situație foarte, foarte neplăcută și oarecum fără ieșire. Îmi spuneați dumneavoastră că pe lângă costurile arbitrajului, costurile deplasărilor, sunt și niște asigurări care trebuie plătite obligatoriu. Deci fiecare jucătoare, deci individual trebuie să aibă asigurare și vă dați seama că riscul de accidentări e mult mai mare în Liga Națională. Cât e asigurarea pentru jucătoare? Deci cam pe an, toată echipa în jur de 280 de milioane, aproape 300 de milioane. Mai e 100 de milioane drepturile de televiziune. Fiecare joc de acasă va fi filmat și pus pe un site în care acea persoană care filmează trebuie plătită, bine, prin federație. La rândul nostru, federația ar trebui să dea o cotă parte din dreptul de televiziune, dar e foarte mic. Țin minte, ultima dată, în ultimul an când am fost în Liga Națională, ne-a revenit vreo 150 de milioane vechi, dar nu i-am primit nici pe aia pentru că nu am reușit să plătim la rândul nostru acele televiziuni care ne filmau. Și, într-adevăr, costurile sunt mult mai mari în Liga Națională. Nu mai putem merge cum mergeam, spre exemplu, la București, ne sculam cu noaptea în cap și ne urcam într-un microbuz. Ajungeam acolo, de multe ori, poate și mai întârziam. Ne schimbam practic în microbuz ca să ajungem. Trebuie, într-adevăr, jucătoare, trebuie să fim cu o zi înainte. V-am spus mai să și televizează jocuri. Nu-ți permiți să întârzii sau să știu și eu sau să nu. Deci costurile sunt mult mai mari. Dar v-am spus, în cazul în care ar fi fost să fie finanțat acel consiliu care am și discutat și cu sponsorii și erau foarte încântați, toată lumea să aibă câte un reprezentant și dânsii să știe, domnule, astăzi au intrat un leu, ce facem cu acel leu, când decid cei cinci să meargă acolo se întâmplă. Dar v-am spus, va fi, sper, nu știu, deși parcă din ce în ce înaintăm în zi, speranțele încep să capete un cât mai mult deznădejde, ca să spun așa, pentru faptul că ar fi o mare dezamăgire după niște eforturi destul de mari. Și dacă chiar la o televiziune concurentă tot numărau ani, că am spus eu în 5 ani de zile, vom reveni. Și chiar trecuseră 5 ani. Exact. Când a trecut 5 ani am revenit și dezamăgirea ar fi foarte mare, în primul rând, v-am spus, și pentru sponsori, pentru sportive care, vorba dumneavoastră, au dat tot ce a putut la acel baraj și nu în ultimul rând pentru oamenii de sport sau mai bine zis de oamenii care într-adevăr iubesc această echipă din Buzău. Ne spune cineva, echipe precum, probabil un cunoscător al fenomenului, echipe din orașe precum Slobozia, am zis și noi, Roman, Zalău, Cisnădie, au bugete de peste 20 de miliarde anual. Numai în Buzău nu se poate. Există așa, dumneavoastră l-a simțit așa pe primar în discuții. Era sincer, spuneți dumneavoastră, și îl credeți că nu există bani? Sunt convins că dânsul a spus cu toată sinceritatea, nu pot să acuz. Și prima dată când ne-a spus că face totul pentru ca acest club să meargă în Liga Națională și a doua oară când ne-a spus că într-adevăr nu a spus că nu sunt bani, dar arieratele îl împiedică să financeze. Da. Am ajuns să urâm cuvântul ăsta, arierate. După socotelile pe care vi le-ați făcut dumneavoastră și în urma promisiunilor, ar exista posibilitatea ca să vă înscrieți în campionat, să mergeți în Divizia Națională, să întindeți pelteaua, cum zice românul, în așteptarea rectificărilor de buget din octombrie?
Noi trebuie să știți un singur, noi ne-am înscris deja. Adică deci bine, nu mai puteam. Ați plătit jumătate din taxă. Bine că ați plătit-o pe toată. Da, noi am plătit jumătate, că atât ne-a permis, deci nu am putut plăti întreaga, dar regulamentul permite să plătim 50% la înscriere și 50% cu câteva zile înainte de începerea returului. Noi am luat orice variante și chestia asta de a încerca să o întindem, cum spuneți dumneavoastră, în speranța că la rectificarea la Consiliul Județean și la Consiliul Municipal se va întâmpla, zic eu, o minune. Dar e foarte, foarte dificil. Adică noi dacă am mers în acești ani 5 care am, și nu am avut niciun eu datorie, dacă noi începem cu datorii, deci și prin faptul că nu aveam datorii, aceste jucătoare au venit, știau că la Buzău vin, știau că se dau bani puțin într-adevăr, dar știau că îi ia într-adevăr la timp, că jucătoarele care erau aici spun, da, domne, am puțin, dar iau la timp, deci nu s-a întârziat niciodată și niciodată nu s-a trecut peste data de când trebuie să primim acei bănuți și noi i-am primit. Deci asta era un atum mare pentru noi. Pe de altă parte, mă gândesc că știți cum e în România, ne îngropăm în acte. După rectificarea de buget, ar urma ca sumele care să vă revină să fie cumva votate într-un consiliu local, abia apoi să intre în conturi și exact, abia apoi să ajungă exact la jucătoare, adică un proces care probabil ar dura ca vreo 2000 de ani, adică ne-ar găsi îngropați exact ca cloșca da și cu puii de aur. Da, da, deci nu, procesul e destul de lung. Chiar, vă spun eu că 2000 de ani ar dura. Da, și dumneavoastră a făcut acolo precizare cât finanțează celelalte, ați dat un exemplu, nu trebuie să dau eu, ați dat dumneavoastră. Păi da, dar eu am dat trei spectatorii. Am înțeles, am dat, da. Cunosc mai bine decât noi fenomenul, doar un milo. Și acum paia dreaptă. Care ar fi suma minimă pentru a rezista un an, un sezon întreg, adică 2016-2017, deci, că sigur v-ați făcut socoteli. Noi, fără de, le-am făcut și le-am refăcut. Deci noi ce vroiam? Noi dacă în acest, deci vorbim acum doar de turul campionatului 2016-2017, da? Noi cu acei bani care am făcut contract cu Consiliul Local Municipal, 3 miliarde și jumătate, mai aveam de la Consiliul Județean la rectificare 50, adică făceam 4 miliarde și cu banii de la sponsori, eu spun că duceam acest tur de campionat. Deci hai să vă spun așa, noi am făcut mai puțin de și așa cred că ar râde toți de noi, dar nu asta era problema. Noi vrem așa pe un an calendaristic sau sportiv, cum vreți, calendaristic 1 iunie, 30 decembrie, competițional 30 iunie, da? Deci noi făceam așa într-un 8 miliarde, 8 miliarde jumătate până 9 miliarde la, cum să vă, la un nivel mediu, că dacă, hai să vă dau un exemplu, acum Vizitiu, una dintre componentele lotului național, merge la o echipă nou înființată, Dinamo București, care n-a auzit nimeni, de-aia 4.000 de euro. Noi nu avem așa ceva, nici nu avem cum să visăm la, deci noi 4.000 de euro dăm la toate jucătoarele. Care e cel mai mare salariu de la HM Buzău? A fost 1.500 plus câte o primă la 2.000 de lei. Dar în general 2.000 de lei, nu de euro? Nu, de lei, de lei. Așa nu le mai invidiez. Ne spune cineva, ne întreabă, de fapt, cum se face că pentru acel centru de excelență la fotbal se găsesc căi legale și resurse de finanțare, iar pentru sportul local nu. Eu pot să vă spun că am văzut imagine de la conferință de presă pentru, să nu zică că nu citim toate mesajele, deși sunt un partizan al acestor centre de excelență, sunt de părere că trebuie să copiem bine atunci când copiem, iar pe unele locuri să știți că aceste centre de excelență nu sunt copiate foarte bine. De ce vă spun? Pentru că aici vor ajunge în general fotbaliști refuzați. Ba de Dinamo, ba de FC Ardealu, dacă ați auzit, ba de Ardeal, ba de UTA Arad sau de Atletico Arad, cum mi se spune, ba de Viitorul mai nou. Adică nu vor ajunge elitele fotbalului românesc în ceea ce privește sectorul juvenil. Dar avem, eu cunosc pe toți dascălii de la Buzău, cei ce se spune că se vor ocupa, dacă se vor ocupa de aceste grupe și am încredere. Pe de altă parte, nu e nimic, sigur, nici în referitoare cu centrul ăsta de excelență. Vă rog. La ce spuneți dumneavoastră, eu aș fi vrut așa, părerea mea este în felul ăsta, după ce să avem atâtea echipe în Buzău, de ce să nu facem pentru el? Haideți să lăsăm echipa de handbal, dar celelalte echipe, noi da? Noi ne-am mai făcut de rușine acum 2 ani. Da, de ce să nu finanțăm întâi sportul buzoian și dacă avem un surplus, facem și centri de fotbal, de handbal, de ce, de rugby, de ce vreți.
Dar asta era părerea mea. De ce întâi trebuie să punem să vină alții? Că am înțeles că vine și după nu știu câți ani vor recupera autoritățile, vor recupera. Eu părerea mea că vă spun de aici că nu se va recupera niciun ban, pentru că acei copii, chiar dacă vor ajunge să joace, știu și eu, să scoată capul, cum se spune, și să aibă, nu o să spună cineva că îi vinde pe nu știu cât și... Nu, păi, ea nu se vândă, ea pleacă la grilă, pe undeva, da, pe o sumă în jur la 1000 de euro. Problema asta e că nu or să ajungă niciodată, exact, atât timp cât vor exista astea patru centre. Sunt patru centre de juniori mari în țară, le știe toată lumea, acolo se duc copiii talentați. Chiar și aia fără bani, dacă respectivul copil nu are bani, îl vânează aia. În altă ordine de idei, fetele ce zic? Au auzit, adică au simțit, dumneavoastră nu le-a spus. Noi nu le-am spus că nu știm ce să le spunem, pentru că în momentul când luăm decizia finală și deci nu se mai poate în niciun fel purta o discuție pentru Liga Națională, atunci trebuie să vă dați seama să vorbim cu fiecare parte. Că noi tot ce am vorbit și tot ce am stabilit până acum era pentru Liga Națională. Deci nu am pus niciodată problema altă variantă, știți? Și deci în acel moment noi nu. Acum dacă cumva, Doamne ferește, deși v-am spus din ce în ce... Discutăm și planul B. Planul B, dar mă așteptăm și domnul sponsor care a făcut niște eforturi după ce a venit din extraordinar, după ce au venit din concediu, să caute alte variante, au mai mers și în altă parte. Știu că acum, după amiază, am înțeles să mai întâlnesc cu autoritățile, deși știm că domnul ce au spus, nu cred că, nu că nu cred, sunt convins că nu vor schimba ceea ce au spus. Dar v-am spus, la referitor la cel centru, eu oricum nu să ține cont de ce spun eu, dar părerea mea întâi, să vedem, dacă totuși aveam spor, că toată lumea spunea până acum, doamne, dar nu avem și noi echipă în Liga Națională, să ne reprezinte. Uitați că acum a apărut. Nu, și culmea, handbalul, un sport care atrage spectatori. Adică se uită lumea la handbal. Uitați-vă și hai să vă dau, handbalul fetei cel mai bine cotat în lume, știți, CSM București campioană mondială până la urmă, că dacă ești european, așa, echipa națională e unde este, deci ați văzut-o acum la Rio. Problema este în felul următor, și la Buzău, ați văzut de fiecare dată sala aproape plină, chiar în divizie au fost meciuri când într-adevăr a fost plină. Nu mai spun că trebuie să le mulțumesc și celor care n-au avut, hai să nu mai spun de celelalte echipe, am avut nu a fost meci în deplasare în care să nu avem spectatori din Buzău care să ne încurajeze. Vă dau câte vreți exemple. Și mă scuzați că vă întreb, pe lângă faptul că jucătoarele ar putea, în cazul în care nu vă veți mai înscrie în divizia națională, se mai ridică două probleme. Unul, sponsorii vor da aceiași bani, că mă gândesc că nu le oferiți același produs. Părerea mea este că aici e cea mai mare problemă. Dezamăgirea dânșilor, mă gândesc să nu fie atât de mare încât să plece. Deci asta ar fi pentru noi cea mai mare lovitură. Pe lângă ce a primit acum, ar fi cea mai mare lovitură și să spună, domne, știți, noi am băgat, am ajuns, ne-am dorit și chiar veneau într-adevăr așa, și după aceea noi să, nu noi, că să știi foarte clar că nu noi, nu ne-am dorit să mergem în ligă. Sper să nu se întâmple acest lucru. Ați avut semnale așa, atât de negative din partea Nu, dar singurul lucru când le-am transmis... Nu, după... că vă văd că v-am simțit așa, că ne spuneați cu un nod în gât. Da, nu. Dar singurul lucru care m-a făcut un pic să... În momentul când am ieșit de la acea discuție și nu a mai fost niciun moment în care să cred că se mai poate reveni ca Consiliul Local Municipal să ne financeze și când i-am anunțat, deși erau în străinătate, a avut o reacție foarte, v-am spus, foarte, nu știu cum să o transmit, nu urâtă, foarte vehementă și foarte dură, nu la autorități, nu la echipă, la ceea ce se întâmplă în acest moment. Da, ține lumea cu dumneavoastră așa. Bine, deși eu nu văd un conflict în momentul în care este ilegal să vi se dea. Eu încă mai sper la rectificarea de buget. Ne spune cineva, dacă cei care reprezintă autoritățile nu investesc în sport, înseamnă că nu sunt la locul potrivit. Ar trebui ca buzoienii să iasă în stradă și să-i forțeze să facă acest lucru. Știți cum e, că după, acum răspund eu și cred că eu n-aș semna. Mai bine să iasă lumea în stradă după câți au fost legați că au semnat aiurea, acum a suflit și neaurt. Nu, nu știu, am înțeles ce spun și eu le mulțumesc la toți cei care au crezut în această echipă, au susținut-o și vreau să vă spun un singur lucru.
Am spus clar, într-adevăr, dacă e ceva ilegal, nici eu am spus, domnule, nu se pune. Mă gândeam la alte variante. Autoritățile să încerce să găsească niște variante legale. Un fond de rezervă. Sincer vă spun. Poate o avea primăria vreun fond de rezervă de care nu știm noi. Dacă nu o fi epuizat tot, că știm noi ce s-a făcut. Da, nu discut, da. V-am spus noi, dar v-am spus... Mai există o întrebare. Înscrierile în divizia A, fosta B, în a doua ligă, s-au terminat deja? Alea s-au terminat pe 15, să știți, problema adică va fi vă mai foarte... Puteți, dacă renunțați la acest loc în divizia națională, vă mai puteți înscrie? Problema e foarte acută, să știți. Noi am stat încă o săptămână să găsim, încercând, după ce ne-a spus domnul primar, că nu sunt surse, nu se poate finanța legal, noi am încercat într-o săptămână să luăm la fiecare pas toate întreprinderile, tot ce se putea investitor, ca să găsim o soluție, știți? Zic, să nu dăm foarte repede, nu cu piciorul, să renunțăm, pentru că știți, după, te chinui 5 ani și după aceea într-o zi să... Dar părerea mea este că o altă mare problemă va fi în momentul în care, Doamne ferește, spre exemplu, că părerea mea că ultimul termen nu poate să fie mai mult de mâine, să spunem că vrem să ne înscriem în Liga, în divizia A, că nu putem să ne înscriem datorită problemelor financiare în Liga Națională și să ne înscriem în divizie. Și acolo să găsim, cum să vă spun, deja țintarul făcut și să spunem, doamne, nu mai puteți pentru că, probabil din răutate, pentru că, de ce ne-a ținut atât? Că oamenii ne-au întrebat prima dată, doamne, dacă nu puteți, ne dați un termen foarte scurt, urmează celelalte echipe de la baraj. Deci va conta și vor conta și relațiile în care sunteți cu șefii federației. Da. Eu știu că sunt relații bune în sensul că să vă lase să vă înscrieți în divizia B. Da, adică nu cred că ar fi, știu, dar vedeți dumneavoastră, pot ei să facă o anumită chestie, spunând, doamne, nu mai puteți să vă înscrieți nici în divizie. Deși vă dați seama că și pentru noi va fi așa o problemă foarte dificilă să o iei iar de la capăt, nu știu în ce parte să o iei. Să o iei iar de jos, să vezi cu ce jucătoare, dacă mai vin, cât mai vin. La noi suma singura care ne mai avem și de aia, dumneavoastră a spus ceva un lucru extraordinar mai devreme, că dacă aveți un contract. Pe mine cineva m-a întrebat odată, dom'le, dai un contract cu ce ți-a spus cei de la primărie atunci? Nu, dom'le, și chiar aici, la masa asta, am spus, dom'le, ce ne-a transmis domnul primar? Pentru noi e mai mult decât un contract. Acum, vin și vă spun dumneavoastră, noi singurii bani pe care mai avem cerți, sunt cei de la Consiliul Județean 30.000 de lei. Deci ăștia sunt singurii bani pe care noi avem da, singurii care avem cu contract. Deci normal și știu că de fiecare dată Consiliul Local, chiar dacă la primării, în anii anterior, eu nu vorbesc niciodată de răpă cei care ne-au finanțat de-a lungul anilor, de la primul primar, domnul Morar, până la ultimul, dar vreau să vă spun că la primării ne-a aproba o sumă, dau un exemplu, 3 miliarde și jumătate. Poate nu o luam pe toată, că nu am luat niciodată pe toată, dar contam pe 3 miliarde acolo, sau 2 și jumătate. Adică era ceva, era un cadru legal, era un contract. Dar acum noi nu mai avem decât acei 30 de mii cu contract pe care îi vom primi, probabil zilele astea, ne-am uitat acolo, probabil că i-am și primit. Înțelegeți? Deci asta e treaba. Foarte... Jucătoarele noi care au venit și care nu cunosc atât de bine situația, ar înțelege dacă Buzău s-ar retrage din divizia națională, pentru că încă o dată, eu să fiu jucător profesionist, m-aș gândi, domnule, uite, vin din nou o chestie spinoasă, vin să joc în divizia națională, vreau să-mi reziliez contractul cu voi. Pentru că, din fericire, în handbalul românesc, în perioada de transferuri se încheie destul de târziu, da, de la prin ianuarie, cred. Da. Adică ele, măcar anunțate din timp, ar avea posibilitatea să-și găsească cluburi noi. Vreau să vă spun că la cele două de la Constanța care au venit, chiar în primă fază, erau în discuții foarte avansate cu cele de la Galați, cu cei din Galați. Și vreau să vă spun că cel care le-a deturnat a fost acela sponsor, că v-a spus și domnul Ilie, domnul Slabo, care într-adevăr el le-a finanțat până acum, el le-a dat casă, masă, tot ce trebuie, dar vă dați seama că nu putem ști până nu vorbim personal cu el, astăzi, mâine, să vorbim ce și cum, dar funcție de ce se întâmplă în următoarele ore. Da, și noi suntem
curioși, chiar curioși, să vedem ce se va întâmpla, să aflăm. Mai citim un mesaj, legea prevede ca un procent din fondurile autorităților să meargă către sport și cultură. Dacă banii nu mai sunt, deși la sport nu a ajuns nimic, înseamnă că cineva i-a deturnat și trebuiau cercetați. Să știți că sunt cercetări care se fac acum, sunt și procese, poate nu știați, mai interesați-vă. Vechii edilii sunt într-un proces. Acestea fiind spuse, mulțumesc mult de prezență, deși nu e un moment foarte fericit. Dacă Buzăul va reuși până la urmă să continue în divizia națională, acolo unde s-a calificat pe merit, sau dacă acest plan va deveni utopic, nu știu, vom afla... Aici punem punct emisiunii Sport Club în câteva minuțele, colega Magdalenescu cu Dare Buzoian. Încă o dată mulțumesc domnul Miliș, mulțumesc și domnul Ilie, care deja a plecat la muncă, la antrenament. Să sperăm că toate aceste antrenamente și că barajul n-a fost în van. Mulțumesc.